O autobasculantă, un cilindru compactor și un trailer pentru transportul mașinilor. Acestea ar fi utilajele de care ar avea nevoie societatea Old Drum, care aparține Consiliului Județean, pentru a putea contracta lucrări mai mari de infrastructură rutieră. Reprezentanții Consiliului Județean și cei ai Old Drum au discutat despre alocarea unor sume pentru majorarea capitalului social care să permită aceste investiții. Old Drum, așa cum știți, este societatea Consiliului Județean. Consiliul Județean Old este acționar unic la Old Drum. Prin Old Drum noi desfășurăm o serie de activități de întreținere și reparații pe drumurile județene. Un coleg de-al nostru a propus să-i ajutăm să-și cumpere utilaje, pentru că în momentul de față ei sunt în imposibilitatea de a desfășura o activitate largă, pentru că nu au aceste utilaje. Banii din bugetul județului pentru majorarea capitalului social vor fi alocați cel mai probabil în a doua parte a anului, după ce se va stabili și valoarea utilajelor ce vor fi achiziționate. Cu siguranță la o eventuală rectificare a anului acesta vom prinde acești bani de majorare a capitalului social, astfel încât ei să-și poată lua utilajele necesare. Directorul Old Drum, Marian Călina, a explicat că în acest moment societatea Consiliului Județean obține venituri din lucrări de reparații și modernizări ale drumurilor, dar valoarea acestora ar fi mult mai mare dacă ar avea utilaje mai multe și mai performante. Cu ceea ce au acum, nu pot participa la licitații pentru a contracta lucrări ample.